Bine v-am găsit! Horoscopul general 2024, atmosfera astrală a anului pentru Scorpion, ascendent în Scorpion, luna în Scorpion, sau dacă ai marcaje puternice în acest semn, este pentru tine acest horoscop general care să-ți prezinte cele mai importante informații pentru anul acesta. În 2024 duci foarte multă energie pe relații, cel puțin în primele luni ale anului, deoarece Jupiter, marele benefic, se află în Taur, semnul tău opus, și vine cumva să aducă puțină stabilitate emoțională, securitate și stabilitate atât financiară, dar și emoțională. Este o parte foarte importantă a anului, sunt aproape 6 luni, din ianuarie până în 26 mai, este o bucată de vreme în care te concentrezi să îmbunătățești relațiile, să mergi în următoarea etapă. Dacă ești cu cineva împreună, te muți. Dacă ești la început de drum, vă mutați împreună, vă locodiți, vă căsătoriți, faceți un copil oricum. Asumarea responsabilităților în cuplu pot fi oportunități foarte puternice pentru voi legate de cuplu, legate de relații parteneriate financiare sau relații de orice fel. Acest Jupiter în Taur vă ajută destul de mult. Avem și o conjuncție importantă, Uranus-Jupiter, în luna aprilie. Conjuncție care poate să schimbe un pic dinamica și să aducă foarte multe șanse și oportunități de creștere, de dezvoltare. Pot apărea tot felul de situații, unele copleșitoare, dar atunci când o să trageți linie, o să fie ceva pe plus, pe pozitiv. Jupiter în Taur vă ajută, vă solicită, dar în același timp vă și ajută. Vă veți concentra foarte mult pe productivitate, pe stabilitate, pe a găsi rădăcinile și a vă prinde niște rădăcini puternice în relațiile voastre. În a doua parte a anului, din 26 mai, Jupiter transitează în semnul Gemeni, casa voastră a opta, casa voastră, în mod tradițional, această casă a opta vă aparține. Și e clar că un Jupiter în Gemeni caută soluții, caută să descopere. El nu prea știe ce caută, dar caută și e bine. O să zic, adică nu prea știe ce caută, dar vă căutați variante de creștere, de dezvoltare, de transformare, de regenerare, de evoluție. Un Jupiter în Gemeni este activ, este curios, este cel care scoate la lumină foarte multe informații, informații pe care să le folosiți și din punct de vedere financiar, să le folosiți și din punct de vedere emoțional. Un Jupiter în Gemeni vine cu propuneri legate de afaceri, legate de investiții, vine cumva cu o varietate de soluții, variante peste variante, și a spune cumva că acest Jupiter în Gemeni e bun pentru a investi, pentru credite, pentru a încheia un credit, pentru a lua un credit, pentru o investiție, pentru tot felul de dosare financiare sau să primiți un aviz sau să crească banii la comun, veniturile comune sau moștenirile sau banii partenerului să crească. Pot fi șanse și oportunități în sensul ăsta și chiar a spune că o perioadă de transformare interesantă. Un Jupiter în Gemeni este curios și este deschis să experimenteze, să se transforme. Aveți poate mai multă inițiativă, aveți poate mai multă încredere în forțele voastre proprii. Jupiter, marele benefic, din punctul meu de vedere, vă favorizează în 2024. Câtă vreme se află în semnul vostru opus, ceva bun tot trebuie să aducă. Și apoi, în momentul în care vă transitează propria voastră casă și fiind în Gemeni, este un moment în care găsiți soluții, rezolvați, în care anticipați, în care aveți așa clar vedere, premoniții, în care abilitățile extrasenzoriale sunt la cote maxime. Ia auziți, deci fix așa, la cote maxime. Este important să aveți încredere în intuiția voastră. Poate chiar și flerul să fie mai și mai puternic decât este de obicei. Nodul Nord se află prin berbec pe casa voastră a șasea. Asta înseamnă cumva că pot apărea tot felul de șanse și oportunități legate de muncă, mai ales dacă lucrați pentru altcineva sau lucrați undeva. Acest destin în berbec deschide o cale nouă către un job nou, către un departament nou, către o activitate nouă, către ceva nou, o cale nouă să munciți la un proiect nou. Poate să fie o ofertă, poate să fie o mutare, o schimbare, o avansare. Destinul în berbec vă solicită puțin,
pentru că vă scoate din zona de confort, vă scoate cumva din pătrățica în care voi erați confortabil și bine. Vă obligă să avansați, vă obligă să creșteți. E clar că veți avea colegi noi, oameni noi în jurul vostru. Destinul în berbec vă obligă de asemenea, poate fie ca obligație, că voi dacă nu vine de la voi, aveți senzația că ceilalți vă obligă să faceți lucruri, nu vă obligă, ci pur și simplu vă stimulează. Cu acest destin în berbec sunteți stimulați să gândiți rutine noi, să gândiți modalități prin care să aduceți în viața voastră obiceiuri sănătoase, precum sportul, precum activități prin care să vă depășiți nivelul, condiția, să evoluați, să vă îmbunătățiți toate abilitățile pe care le aveți. Aveți grijă cu durerile de cap, aveți grijă cu zona genitală, aveți grijă cu digestia, aveți grijă cu rinichii, poate chiar infecțiile urinare. Pe zona de sănătate, da, sunt ceva atenționări, mai ales că avem și o karmă prin balanță, în semnul opus berbecului, casa voastră a șasea. Și această karmă prin balanță pe casa 12 e clar că poate să vină și ea cu niște situații să le scoată la suprafață. Relații neîncheiate, afecțiuni care nu au fost vindecate, ci ați mers așa cu ele după zi pe alta, pot apărea și operații, din păcate, pot apărea tot felul de, să le spunem așa, situații karmice, situații pe care nu prea le puteți controla, ci le puteți îmbrățișa, învăța din ele, dansa cu ele până ajungeți la obiectivul vostru. Dansezi cu problema până îți faci treaba. Cum era? Te faci frate cu necuratul până treci puntea. Cam așa și voi anul acesta. Într-adevăr, pe sănătate aș recomanda să schimbați un pic atitudinea, să schimbați un pic placa, să aveți mai multă răbdare, să vă eliberați furia. Probabil că s-a acumulat foarte multă furie, iar această furie vine și apasă și da, pot fi operații, pot fi tot felul de situații. Karma aceasta prin balanță pe casa 12, tendință de izolare, tendință de a avea furie, tendință de a răstălmăci niște situații karmice care să vă cam agite puțin și să nu fie neapărat cel mai benefic pentru voi. Avem grijă în special pe sănătate în luna aprilie, în luna octombrie. Este important să aveți mai multă răbdare cu voi și să nu vă presați, orice ar fi, să nu vă puneți o presiune foarte mare. În dragoste spuneam că sunt avantaje, vă măritați, vă căsătoriți, vă logodiți. Sunt și situații legate de copii, pentru că Saturn se află pe casa 5-a. Asta înseamnă că unii veți lua decizia de a avea copii sau vă asumați responsabilități în privința copiilor, fie tratarea copilului interior, fie activități recreative. Vă stimulați creativitatea. Este un an în care puteți să căutați vindecare prin pasiuni, pasiuni vindecătoare. Acest lucru ar putea să vă ajute foarte mult să îmbunătățiți relația cu copiii sau să aveți un copil. Iar cei care vreți copii și nu puteți sau nu ați rămas însărcinate sau aveți diverse probleme, bărbați, femei, vi se testează credința, dragilor, pentru că Saturn pe casa 5-a a copilului testează credința. Chiar vrei un copil? Dar de ce vrei un copil? Ce vrei tu prin această experiență? Cumva vi se testează credința. Crezi în Dumnezeu, crezi în tine. Crezi în Dumnezeu, clar că o să vină și acel bebeluș dacă tu ai nevoie de această experiență și e spre binele tău cel mai înalt. Dar ai nevoie să ai credință în Dumnezeu că dacă îți dă, îți dă cu scop, dacă nu îți dă, iarăși e spre binele tău. Adică nu te furi, vai, dar m-am rugat și nu mi-a dat. Nu ți-a dat cu un scop. Dacă îți dă, Doamne, fie voia ta, dacă nu îți dă, Doamne, fie voia ta. Pentru că mulți m-am rugat și nu mi s-a întâmplat. Așa și dacă nu s-a întâmplat, pe îl iei la rost pe Dumnezeu, serios acum. Dar dacă te-ai rugat și nu ți s-a dat, roagă-te în continuare. Dacă te rogi până la finalul vieții și tot nu ți-a dat, Doamne, fie voia ta, ești mai înțelept decât mine. Fiți mai înțelepți, nu vă mai răzvrătiți, vă supărați pe Dumnezeu la fiecare problemă. Da, dar pot fi angajamente și responsabilități prin copii și prin dragoste. Căutați-vă pasiuni vindecătoare pentru că o să vă ajute foarte mult. În zona financiară mai avem un pic grijă în noiembrie, pentru că un mercur retrogradează prin casa voastră a banilor și în aprilie pe zona muncii, a sănătății, iar în noiembrie-decembrie pe casa banilor. De asemenea, aș recomanda să fiți un pic mai atenți pe carieră. De asemenea, în luna decembrie, când Marte va retrograda, Marte fiind unul dintre guvernatorii voștri. Astfel, aprilie, în noiembrie-decembrie, și noiembrie-decembrie avem grijă cu banii, cu cheltuielile, cu micile accidente. Pe timpul verii aș recomanda mai multă atenție cu prietenii, cu socializarea și cu reputația. Nu vă puneți în joc reputația pentru cine știe ce prostioară. Altfel, anul 2024 este un an transformator, vindecător,
puteți avea performanțe financiare și de creștere, dar nu este un an simplu, este un an intens. Să vă fie de folos. Mult succes!